Ploiești, care sunt primele gânduri în calitate de antrenor principal al Petrolului? Mulțumesc pentru primire, bine v-am găsit. Da, clar, nu este un moment ușor, pentru că niciodată când se schimbă antrenorul la orice echipă în timpul campionatului nu este un moment ușor, dar cu siguranță vin cu entuziasm și cu motivație foarte mare, fără niciun fel de dubiu că echipa poate depăși acest moment și că putem face rezultatele necesare și dorite, cred că, de toți suporterii în acest final de sezon, în așa fel încât să avem liniște în acest final de sezon și după aia să putem să pregătim strategia pentru sezonul următor. A fost o decizie dificil de luat când ați primit propunerea? Da, dar pe de altă parte vorbim despre Petrolul. Petrolul este un brand, Petrolul este o echipă cu istorie, cu tradiție, cu trofee câștigate, cu o masă de suporteri extraordinară și atunci categoric o oportunitate pentru mine, profesional vorbind, dar și o foarte mare provocare. Adică trebuie să ținem cont de toate aspectele. Sunt convins că suporterii vor încuraja echipa, mai ales în momentele grele știm cu toții băieții și echipa au nevoie de sprijin și de susținere. Am văzut și am simțit atmosfera de pe Ilie Oană nu odată în calitate de adversar și vă spun sincer că abia aștept să o simt și din calitate de antrenor a Petrolului. Care ar fi obiectivele pe termen scurt? Pe termen scurt, în primul rând meciul de la Cluj, pentru că jucăm împotriva unui adversar foarte dificil. Timpul este destul de scurt, există această presiune a timpului. Sper să văd reacția pe care mi-o doresc din partea jucătorilor, pentru că există calitate la nivelul lotului Petrolului Ploiești și atunci vreau să văd această reacție din partea băieților, să mergem în primul rând să facem un meci foarte bun și un rezultat pe măsură. Și apoi, bineînțeles, o să luăm fiecare meci în parte, pentru că programul nu este deloc ușor, dar v-am spus, chiar dacă este o provocare, am foarte mare încredere că putem să facem lucruri frumoase. Vorbați de lot, cu siguranță ați fost conectat cu tot ceea ce a însemnat Liga 1 în această perioadă. Cum ați caracterizat lotul Petrolului? Sau cum vi s-a părut din postura de spectator neutru? Da, așa este. Mi se pare un lot destul de bine structurat, un jucător cu experiență, un jucător cu calitate și un lot care, în opinia mea, are potențial mult mai mare decât poziția din clasament. Asta îmi doresc să scot la suprafață această calitate a lor, să scot la suprafață ambiția lor, să scot la suprafață dorința lor de a demonstra întreg potențialul, dar trebuie să luăm lucrurile pas cu pas. V-am spus, deocamdată trebuie să fim foarte concentrați pe pregătirea meciului de la Cluj, unde întâlnim un adversar foarte dificil, un adversar care se luptă pentru câștigarea play-out-ului, un adversar care se luptă pentru accederea în finala Cupei României, deci e clar că ne așteaptă un meci foarte dificil, dar există încredere, cel puțin din partea staff-ului tehnic, vreau să văd reacții din partea băieților și sunt convins că o vom vedea. Ca persoană direct implicată acum, cum vi se pare lupta din play-out? Da, așa este, persoana direct implicată acum, dar să știți că, pe de altă parte, am suficientă experiență în ultimele sezoane în această structură a competiției, să spunem, și vedem, play-out-ul este chiar o competiție în care presiunea este foarte mare la fiecare meci și este o competiție în care fiecare punct cântărește enorm. Și de aia trebuie să fim foarte concentrați zi de zi, antrenament după antrenament, să fim foarte responsabili în momentul în care intrăm pe teren, în momentul în care pregătim meciurile, la abordarea meciurilor și v-am spus, meci în parte trebuie să încercăm să scoatem maximum în așa fel încât să terminăm acest sezon cu liniște, fără emoții. Vorbeați și de meciurile, că de-abia așteptați meciurile de pe Ilie Oană, soarta face ca primul meci să fie împotriva UDR. Da, așa este, dar până atunci mai avem, va fi debutul meu, e adevărat, dar avem timp să ne gândim la acel meci, până una alta, țin să repet, concentrarea noastră este 100% pentru meciul din acest weekend împotriva celor de la Cluj.